Foarte scurt, ca să-i dau legătura Sabinei, Comisia Europeană pentru Protecția Consumatorilor ia în discuție, înțeleg, un raport despre dublul standard, dar mai mult, Sabina, venim pentru explicații ca de obicei la tine, care ești și astăzi la Bruxelles. Te ascultăm! Bună dimineața, bun găsit, vă spun din Bruxelles. Într-adevăr, Parlamentul European, în comisia sa pentru protecția consumatorului, discută despre dublul standard, cel atât de supărător pentru noi, cei care ne aflăm în estul Europei. În mod concret, în raportul ce se discută astăzi, se vorbește despre faptul că acest dublu standard trebuie recunoscut, despre faptul că trebuie investiți bani în această zonă, inclusiv în campaniile de conștientizare, că trebuie găsită o metodologie comună pentru toate țările de măsurare a acestui dublu standard și găsite variante inclusiv pentru ceea ce înseamnă laboratoare, același tip de laboratoare pentru toată lumea, astfel încât testele să fie făcute la fel în toate țările. Dublul standard este recunoscut în acest moment la nivelul european. Asta înseamnă că pe piața din est sunt produse de mai slabă calitate decât pe piața din vest, deși ele sunt vândute ca același produs, să spunem. Lucrurile, sigur că sunt în desfășurare, e doar o etapă, doar o comisie în acest moment, se va merge spre plen, însă măsurile sunt extrem, extrem de importante, mai ales că vizează până la urmă viața fiecăruia dintre noi, Loren.